Ziua Națională a Transplantului a fost marcată pentru prima dată la Timișoara după ce, ani la rând, despre transplant se vorbea doar la București. Asociația Beneficiarilor de Transplant din zona de vest a luat această hotărâre datorită numărului record de prelevări de organe care a avut loc la Timișoara de la începutul acestui an, 12 la număr. Membrii asociației au împărțit pliante informative la Spitalul Județean din Timișoara și au prezentat totodată problemele cu care se confruntă transplantații. Sunt enorm de multe probleme, chiar anul trecut ne-am confruntat cu foarte mari probleme la Casa de Asigurări de Sănătate, deoarece tratamentul nostru pe care îl luăm toată viața noastră costă foarte mulți bani. Și au hotărât ca ei, din ce primim noi pensie, că noi nu avem voie să facem niciun efort fizic, transplantul în sine este, cum să vă spun dumneavoastră, o operație foarte, foarte grea și implică foarte multe, foarte multe riscuri. Deci noi nu avem voie să ridicăm, nu avem voie să, cum să vă spun, să facem anumite lucruri ce poate să le facă un om sănătos. Atât dacă suntem niște persoane normale, dar acum nu înseamnă că ar trebui să facem ceea ce nu ne permite organismul nostru în sine, știți? Și atunci au hotărât ca din pensia noastră mică, așa cum este ea, de 5-600 de RON pe lună, să dăm o parte din bani la medicamentele care sunt enorm de scumpe, așa cum v-am spus, ceea ce nu putea niciun coleg de-a nostru care este cu această boală, cu insuficiența renală sau altă boală care are fiecare pacient în parte. Și atunci am făcut foarte mari demersuri cu cei de la, cu cei de la București și am hotărât ca să totuși ne-au iertat. De data asta nu ne-am mai pus la acea acoplată care inițial au propus dumnealor. Membrii asociației susțin și reluarea activității de transplant la Timișoara, activitate care nu s-a mai realizat de 4 ani. Am vrea din tot sufletul să se facă din nou transplant la Timișoara. Știți că de 4 ani de zile nu s-a mai efectuat niciun transplant la Timișoara, deoarece, eu știu eu, sunt foarte multe lucruri de făcut, și anume aparatură trebuie foarte performantă, săli de operație anume, pentru că un pacient care face transplant, gândiți-vă, nu este un pacient oarecare care face o operație de apendicită. Reprezentanții Spitalului Județean din Timișoara spun că în curând activitatea de transplant, cel puțin transplantul renal, va fi reluată la Timișoara. Pregătirile sunt în toi. Secția de anestezie terapie intensivă se reamenajează, la fel și o secție de chirurgie, și se va moderniza și blocul operator. Agenția Națională de Transplant a numit la București de ziua transplantului coordonatorului pe zona de vest a acestei activități, Dani Lincariu, o diplomă și o plachetă pentru Spitalul Județean din Timișoara, în semn de apreciere a eforturilor depuse în această activitate în ultimii 2 ani.